Finanțele publice lucrează la foc automat pentru un calcul exact al necesarului de bani pe fiecare localitate în parte. Președintele Consiliului Județean susține că, începând din acest an, regula finanțării rămâne clară, în sensul că nu mai vrea să audă de restanțe în funcționarea unităților administrativ-teritoriale pe parcursul anului bugetat. Vineri, într-un târziu, a fost publicat bugetul național. O să începem demersul deja astăzi, o să avem primele discuții cu finanțele publice locale, având în vedere implicarea comună a celor două instituții, Consiliul Județean și Autoritatea Județeană de Finanțe Publice Gorj, privind primele alocări din TVA-ul pentru echilibrare, pentru ca bugetele să fie realizate în cel mai scurt timp, respectând și prevederile legale, în termen de maxim 45 de zile de la publicare, așa cum spune legea, astfel încât partea de funcționare, conform ordonanței 114/2018, să fie asigurată de la bun început, să nu mai avem discuții în august, în luna septembrie, în care anumiți primari se plângeau că nu au fonduri pentru a plăti salariile. Este o obligație legală, astfel încât să-ți asiguri partea de funcționare, după care să-ți asiguri partea de cofinanțare a proiectelor pe care le-ai declarat și le-ai obținut pe fonduri europene sau fonduri naționale și din bugetul propriu sau din bugetul județean să începe alte lucrări de investiții. Banii vor fi repartizați în funcție de necesitățile comunităților. Vor avea prioritate comunele care desfășoară proiecte pe fonduri europene, dar și cele care au încheiat contracte de concesiune pentru furnizarea gazelor naturale. O să avem cu siguranță săptămâna aceasta, săptămâna cealaltă, consultări cu toate OAT-urile implicate. Eu deja am o listă inițială, un necesar de sprijin financiar. Prioritate la acordarea sumelor care îi revin Consiliul Județean, vedem suma, nu știu această dată, finanțele până la ora 3 încearcă să calculeze o sumă care va fi repartizată județului Gorj în ceea ce privește cofinanțarea sau sprijinul către autoritățile publice locale. Anul trecut era o formulă de 25 de lei pe locuitor, acum este o formulă în care se pot acorda până la o sumă maximă de 28 de milioane de lei pentru fiecare județ. Așa cum am spus, prioritatea o să aibă cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene, cofinanțarea proiectelor naționale și, în primul rând, cei care au contracte de concesiune a gazelor naturale vor avea sprijinul Consiliului Județean Gorj. La această dată avem două localități în județul Gorj semnate contracte de concesiune, în speță Drăguțeșul și Turbură. Și o să aibă cu siguranță acest sprijin financiar, pentru că e o necesitate, nu este un lux, vedem ce se întâmplă în zona lemnului. Bugetul județului va fi aprobat în cel mult 45 de zile de la data aprobării bugetului național.